Bine, vom regăsi, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de CSGO Hide and Seek. Iar astăzi, frate, îl avem alături de noi pe domnul Rekin, dragi prieteni. Nu știu, când mă uit la skin-ul ăsta, parcă așa mă bufnește râsul puțin, tel că mi se pare foarte, foarte funny, cu dințișorii aia lui mici. Zici că e un bebeu, băi, zici că e un Rekin bebeu și, bineînțeles, domnii crevet. Arta se numește Shark and Crevet, că vă dați seama că e făcută de același om care face toate hărțile cu creveți. Și este o hartă cel puțin interesantă, băieți. Uitați-vă la tot episodul pentru că o să descoperim harta împreună. O să găsim foarte, foarte multe locuri și... What? Ah, ok, am murit înainte. Hai, băieți, să găsim și noi spoturi together. Ia, ia. Ok, poate găsim ceva pe aici. N-am testat harta eu. Ăștia s-au plimbat pe ea. Eu am stat așa, random. Dar aici sigur e ceva, sigur, sigur sunt. Mamă, eram sigur că e ceva. LOL. A, bine, pui mei, dar nu-i bine. Băi, fraților, nu uitați, înainte de toate, dați și voi acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. În continuare, frate, foarte multe persoane se uită la aceste clipuri de HNS, ceea ce mi se pare tare. Și... Mama, era un Rekin care mă fugărea. Vreau să găsesc și eu un spot, băieți, că nu mai pot. Nu mai pot, uite pe aici, trebuie să fie un spot sau aici. Trebuie să fim un spot aici, nu e? Fuck this shit, bro. Fugi. N-am găsit niciun spot, jur, nimic. Aici. Băi, e destul de mare harta. Boa, nici aici. E destul de mare harta, băieți, nu? Oh. Cum ajung la asta în copac? Gata, am locul meu, băieți. Este un loc simplu, dar bun. Băi, dacă vreți să postăm mai multe clipuri, v-am spus, cât mai multe like-uri acolo. Și uitați-vă la tot episodul pentru că o să fie interesant. Și cam astăzi alături de Ionuț, Alex, Ursu, Tormento, Diana, Cosmin, Penk, Cartof și Gabriela, care este spectatoare deja. Mamă, eu sunt curios cum a ajuns, era un cer acolo. Mamă, dar să nu mă vadă cineva, stăm aici ascunși. Mi-a scris voi acolo în comentarii: Andrei, stai ascuns, Andrei. Bine, băi, stăm ascunși. Bă, dar nu poate să fie trapă pe aici? Mamă, aud rechinii. Unde sunteți, în casă? Uite-l. Deasupra ta. Da, dur-te-o. What the fuck, unde ești deasupra mea? În asta. What the fuck, păi vreau și eu acolo, vreau și eu acolo. Vino la etaj. Aolo. E un Rekin aici, nu veni. E un Rekin aici, nu veni. Nu veni, e un Rekin la etaj. Ba, vin. Cum să nu vin eu la etaj? Aici pot să mă bag? Nu pot, băi. Eu? Eu trebuie pe Ionuț, unde e? Uitați-vă la... Ce? Nu, ești pe peretele ăla. Nu! A murit și Tormento, rip. Hai să vedem spot. Spot. Deci aici e un loc foarte bun, cred. E Rekin pe centru. Mă, tot așa. Mă, ce spot au ăștia. Ce? Nu pot să cred. Mamă, și aud un Rekin. Un afară. Mă, un prejmo. Lupta Rekinilor, erau 3 Rekini. M-au atacat Rekin, zici că eram în ocean, jur. Bro. Andrei, pune-te spec. Da, nu trebuie neapărat spec, știi că poți și normal. Wow, dar e easy spotul ăsta, bro. Bine, nu-i chiar foarte, dar e mișto rău. Pe cine vrei să mă iei, Gabi? Nu, voiam să dai așa, gen, să te primi tu singur. Wow, unde-i Cartof? Mamă, Cartofule, cum ai ajuns acolo? Și el e căutător, gen, el este Rekin și a ajuns undeva sub artă, ești nebun. Dar cum știu cum a ajuns la? Lol, unde-i ursul? Acolo am fost și eu odată. Ba nu. Sau... Știu cum să ajung acolo, mă rog. Eu nu-ți vezi că dacă te nimeresc ăștia cu bulgării, bro? Că mi-a dat unul în cap. O să fii cam ripan. Mamă, dar sunt multe teleportări din câte văd eu. Da, și în casă trebuie să fie asta așa, să mă pun eu spec și să caut eu niște spoturi. Pe asta, voiam să-ți arăt unul. Uite aici e. Doamna, n-ai, uite, aici e sub scări, știu de la. Vreau să găsesc spoturi, băieți. Dar bine, sunt multe sub hartă din câte am văzut. Unde era Cartof, ești nebun? Nu e foarte mare harta, gen. Nu e foarte, foarte mare. E interesantă. Întrebarea mea e de ce eu dau asta cu teleportai. Oh, asta e faină. Dar cum intri aici? Oh, am aflat cum intru. Nice. Hai că pe ăla nu știu, băieții. Easy, 1 minut 40 de secunde, boys. Paolo, unde naiba?
Mai e Diana cu Alex, sunt undeva în casă și mai este Ionuț acolo unde îl vedeți. Hai băieți, zi-mi dacă îi găsiți. După se pune, cine vrea să se pună după? Tormento, Ursu. Tormento, Ursu, Alex, e bine? Da. Bine, Tormento, Ursu, Alex. Puteți să vă mutați deja, băieți, ăștia care sunteți morți, adică Tormento, Ursu. Și după Alex. Băi, vă dau încă un spoiler. Undeva la etaj se intră. Hai, aveți un minut, că dacă mai așteptăm așa, ești nebun? Un minut. Sunt curios dacă îi găsesc, păi știu, uitați-vă unde sunt. Mă uit din perspectiva lor, oare cum i-ați vedea. Mamă, uite cum se plimbă toți rechinii. Stau aici, în centrul etajului, zic ce și cum. Ia uite-i. Aici e mai diferit. Mai închis. E, și tu acum. Păi că e o lumină de-aia, nu că ar fi ceva wow. Chiar nu e nimic. Ăștia sunt aici, în tavan, cred. O, teleportare, ai găsit un rechin, o teleportare într-o plantă. Ia teleportarea, te duci pe ca acoperiș, gen. Mamă, dar nu caută unde trebuie, mă juc. Încă o teleportare. What the fuck? Da, nu, n-au nicio șansă. Iau nicio șansă, s-a mai teleportat unul acolo. Băi, ce mă amuză când se teleportează ăștia să mor. Chiar e funny. Hai că 15 secunde. Bun, hai mutați-vă, băieți. Îi dăm round time, îi dăm restart. Haide că am eu spotul meu. A, dar ăștia știu harta, mă. Hai, ba nu știu. Nu știu. De ce mai zis spotul? Hai. Nu știu dacă. Stai că mă uit la ăla de la mașini. Lol, uitați-vă cum fac alea. Prima mea proadă ăla. Tormenta, ia uite la mine. Gabi, Gabi, vino cu acea, vino aici. Vino aici, vino aici, spate. Pe unde ai venit? E, bine. Moarte plăcută, atunci îți doresc. Pank, moarte plăcută. Aolo, au fugit toți. Mamă, chiar sunt curios dacă mă găsești ceva. Tormento, prinde-mă. Au venit rechinii pe intervenție. Băi, nu merg să dau. Hehehe, Izileanu. Moarte! Tormento, alegi pe cineva cumva? Da, bro. Gata. Nu mișcați. Vine nebunul de ăsta, la... Deci apăs doar o dată și uitați cum fac. O dată dacă apăs. Deci o dată, uite, bam. Ce face bam bam. Se deschid, se și închid singure, știi, să nu spamez eu. Ce faci, Gabi? Te urmăresc, băieții? Nu. No. Păi mai e 10 HP. Stați pe loc. Aolo, Gabi. Oh! No! Vezi, Gabi, dacă n-ai vrut să vii la băiat? Vezi, vezi, vezi? Păi nu știam unde vreau. Am zis în spate și ai zis nu vreau. Deci, hai. Eu nu știu ce ai făcut. Nimic. Bine, eu o să stau cu bulgarii. Cum nu? Ia uite cum patriotul. Îi plac creveții. Oh. Mamă, au murit. Băi, mai suntem doar 3. Ăștia au găsit mai bine, ești nebun, serios. Deci am rămas doar eu, cartof și cozi. A, păi cartof, cred că știe zona de sub hartă. Hai că știe dacă e. Hai că știe zona de sub hartă. Hai că știe. Băi, drechinia. Uite, vă dau un decoy. Oba. O să înconjor puțin. Băieți, mie îmi place să mă uit la un teren de fotbal. Place. Poate e afară sau înăuntru, cine știe? Poate e afară sau înăuntru. Salut! Ce faci? Ești aici, în peretele ăsta? Ia moară, băieții! Bă! E afară, de, afară, eu fug, prietene, dar mă aleargă ăștia. Băi, s-au prins direct. Vino în partea alta acasă, ăla, bă, învârte cu noi, bă. N-ai cum, n-ai cum, Andrina. In smoke, in smoke. Aaa, mă, ce mi-am bătut joc de unul, de cine mi-am bătut joc? Ursul. What the fuck, bro, ce râdea Gabi acolo și-a dat seama ursul, că a început Gabi să râde, ești nebun. Dacă vă spun unde-i Cosmin, nebuniți, da, deci, aoleo, unde e? Dar cum n-ai bai intri acolo, bă? Nu știu, am vrut să fug și am sărit undeva. Care-i crevetele ăsta mort aici, mor de beat în ușă, Gabi, nu? Uitați cum e crevetele ăsta, mor de beat în ușă, băieți. Ok, și mai este Cosmin cu cartof. A, păi nu-i găsiți, băieți, să mor. Ceva indicii? La etaj, în casă? Cartof e undeva să intră la etaj, cred, nu știu, frate, e undeva. Da, pe la etaj, uite, dă din cap.
Nu, dar e complicat rău de tot, crede, unde eu e cartof. Sunt voastră, ia fii atent, Andrei, ia pune-te pe și vino unde zic eu. Da, zi. E sus aici. Bă, ești fiți lângă, bă, e lângă sus mașina? Aici, la noi. Lângă mașină? Lângă mașină. Nu sus, aici, mă, în perete. Stai să văd unde-s mașinile. Da. Unde? Ia, du-te în pământ. Uite, sunt perete. Oh, bine că ai spus tuturor, Gabi, ok? What? E imposibil să ajungi aici. Mamă, dar chiar e un spot sub mașină, dar nu știm cum se ajunge. Oh, ce tare. E un spot sub mașină aici, băieți, dar cum n-ai poate să ajunge? Ah, îți spune și mie cum să ajung, vreau. Păi nu știm. La mine n-ajungi pe aici. Oh, mai e un spot aici, dar aici cum ajungi? E o teleportare din casă. Baftă. Lol, Alex e în horn. Alex, verificați până și hornul. Băi, fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu CSGO Hide and Seek. Ia, se duce acolo în șemineu. Hai că se duce în șemineu. Bineînțeles că este. A găsit Alex. A băgat mea și punea ușa. Bineînțeles că este televizorul cu Pornhub sau mai multe. Hai, Alex, îl prind sau? Mamă, ce fuge Cosmin! E nașpa chestia cu bulgărică. La parc, pe la parc. La niciun parc. Unde voi? Oh, Tormento! Mamă, iarăși. Ai picat în oceanul cu rechini. Mamă, cum ce nebun sunt rechinii ăștia. Mai avem pe slab. Mai e cartof, da. Am înțeles. Vă spamează decoy, dar vă spun eu că nu-l găsesc niciodată. Voi vedeți unde e cartof? A, e easy cum se intră. Easy, bine. Easy, dar easy, dar sunt mai multe zone, credeți-mă, jale de fapt. Nu pe acolo, nu pe acolo, nu pe acolo, nu pe acolo, eu nu. Bine, pe aici. Oh, pe acolo. Aceste clementine. Baftă, nu știți cum. Are labirint acolo. Pe aici. Mamă, e mare labirint să moară. Ai văzut Ionuțe? Da. Da, uite că... Aaa, vine unul! A plecat, băi, de aici. Ia 15 secunde, 15. 12 secunde. Mamă, ce poziție are? Oare unde? Aici. Aici, bă, spate, 5 spate, secunde. A, 4, 3, 2, 1. Mamă, bro. În ultima secundă. Hai, eu cine mai vrea? Eu nu și încă cineva. Hai, am bătut 5 oameni. Eu nu și Gabi, hai. Mamă, bro. Hai să punem round time 6. Gata, băi, în ultimele 2 secunde l-au prins. Ia-ți vedem. Oh, ia uitați, băieți, 4 pereți frumos, o ușă, un geam cu gratis și o măsuță cu două. Gata. Dar suntem 3, deci eu, stau și hai, pune-te, Gabi, acolo, hai. Dar sar pe ăla, așa, mai jos, ia uite. Ce zice nu-ți de Gabi, e fericit aici? Aolo, Alex. Uite cum arată, uite cum îi flânc în aia, cum se numește aia? Aripioara aia de sus, morții. Ce caterincă. Haide să mergem. Aolo. Let's go. Haide că acum știm. What? I'm in danger. Nu e nimeni aici. Nu e nimeni aici. Bună, Alex. Prea mulți aici, mă, ce dracu. Prea mulți la etaj, Alexandru. Asta este. What? Intră un pom în casă. Aolo, eroare 404. Pom not found. Casa not found. Cartof, gata, nu mai da cu toalea. Am o întrebare, oare? Am exagerez, cartof. Da, mă enervează cartof când face pe retardul. Cartof, dacă mai dai decoy, ban! Te stresează psihic, ești nebun? Nu știu, parcă exagerează. Și aici se intră. Dar și aici se intră, what? Dar oare pe unde? Ok. Ăștia sunt toți aici, sub casă. Da, cum se intră acolo? Oare? Uite și aici e ceva teleport ștou. Bă, cum se intră acolo, mă? Trebuie să găsim cum intrăm sub casă. Ce, ne-ați grăbat? Cum a ajuns toți aici? Bă, cum ați ajuns, mă, toți aici? Cosmine, te uiți pe mine? Da. Alex, uite-te pe mine. Mă uit. Draki taki tanana, iraki taki tanana, iraki taki tanana, iraki taki tanana.
stai, vino după mine. Rachid Tage, tan! Tormento, tu știi că m-am teleportat în peretele ăla din spatele tău și eu te vedeam și tu nu mă vedeai. Prietene. Ce zici de acest lucru? Dacă ai ști cât de ușor sunt sub casă. Ce? Dacă ai ști cât de ușor sunt sub casă. Măcar e din casă sau de afară? Una, două, trei. De afară? Aaaaaa! Andrei, nu? Nu te duci pe partea care trebuia primat. Raghi, taghi, ta-na-na. Fiate! Toți e sub casă, băieți. Nu, acolo, Andrei. Aoleu, să moară băieții. Toți sunt casă. Da, puii mei, uite așa, dacă, uite, gen, dacă nu ne dă nimeni niciun indiciu, frate, stăm 3 minute și nu facem nimic, știi? Trebuie cu indicii cu dăștia. Oi, Andrei, am încredere în tine. Da, doar în mine încredere, hă? Să-mi parda pești de bun. Ia zi-ne, Raghi, taghi, ta-na-na, e Raghi. Îmi spune că e prin fața casei, intrare. Da, baftă să o găsim, ești de bun. Am găsit cum să ajung acolo, Andrei, sub mașini. Cum? Nu spune, nu spune, nu spune. Andrei, stai afară, că am găsit intrarea și mă dură ăștia. Păi nu știu unde îi teleportează. O să-l teleporta tot. Unde? Nu s-a afară. Pe acoperiș și-o dat. Mamă, bă, ce spot are cartof! Cartof unde intra pe... Mamă, ce știe, cartof. Uu, am găsit eu unul acolo. Unul e în stânga, prinde-l pe ăla din stânga, mă duc de asta, de-a sărit. Bine, Ionuțe, haide, doi sunt morți. Mamă, ce știe că... Mamă, nu mai găsiți pe cartof în viața voastră. Du-te în față, cartof, să văd dacă merge. Ia zi-mi dacă e vreun aici bolangiu. A, nu-i. Să mai stai acolo. Cartof cu penc, cartof cu penc. Andrei, cred că cartof chiar era acolo. A, nu, că eu nu era acolo, nu Andrei. Nu, chiar era cartof acolo. Bună. Unde am apărut? Ce fac, mă, Gabriela? Cartof s-a știut toată harta, doamne. Cine, cartof? Da. Cartof se joacă non-stop, băi, nu mai pot. Unde mai putem să-i găsim noi? Păi știa, spuneți-mi voi mie. Pe închi la înălțime. Sigur nu pe marginea casei. E clar, gata, baftă. Am auzit pe unul, e Gabi deasupra. E pe casă, e pe casă. Gabi-l prins, cred. E deasupra ta. Ah, băgamea, și-am crezut că e pe casă, Gabi. Pe cum ajungem acolo, broadere? Rachita, bravo, măi, nu ți-ai, ce eram și eu. Te pup, cartoafe. Și unde e ultimul? Pe casă. Mă duc eu la el. Stai. Știi, fugi. Eu sunt pe lângă casă, dar nu știu unde sare. Ripeng. Vine pe partea cealaltă. O să te oare, Peng. Unde n-ai băiat ăsta, mă? Peng, nu toți suntem buni. Unde e, mă? A fost o alegere bună, Peng. Gabi. Unde? Unde-i, mă, ăla? Cred că e undeva în smoke. Cred că și-a bătut un big joc. Nu. Fugi! Ai mărit! Nu, Fink! Ce frate ești, Fink? Bine, Fink, fugi! Fugi, Fink, fugi! Sam! Fugi, Fink! Bro! Vezi că e! Mamă, vere, eu nu l-am văzut deloc! Bă! Vreau să m-am ascuns odată, te-a ascuns cu mine că am găsit ăla. Deci băi, știi ce nu-mi vine să cred? Că o lua în turul casei, venea pe partea altă, intra în casă. Intram în casă, ieși afară, dă tempul imei. Hai, care Andrei, se pune? Hai cu mine, Andrei. Încă Diana, doi, încă doi. Diana Penk a rămas și încă cineva, hai. Cartof că știe toată arta, hai. Andrei, nu le-a. Hai cu mine, Andrei. Păi stai că vrea și Gabi și Ionuț și... Hai, cine vrea? Hai după Gabi, hai după Gabi. Hai toți, hai toți. Nu, ăsta am vrut și eu, Și te dea acolo la... Să mor tu. Să mor tu! Suntem toți! Păi toată harta aici! Ce asta? Stai, suntem 1, 2... Toți! Ratata! Gata, toți! Stați așa, băieți! Eu trebuie să îmi lipesc ceva la mouse. Și de la asta s-a dezlipit să nu... Am dat seama dacă îi găsesc?
Mă, cel? Mamă, o vere. Dacă ne, știți că dacă ne găsiți, e măcel. Mamă, cât suntem aici? Avem 5 oameni aici, 6, 7. Toți suntem aici. Băi, suntem toți într-un loc de afară, atât vă spun, ca să nu căutați aiurea. N-a fost o idee bună să mergem după Gabi. Știți de ce? Pentru că Penk era mort când Gabi a găsit aia și a văzut, gen. Dar nu ne-a dus capul, băieți, nu ne-am gândit. Asta este, a meritat-o. Fugi, fugi. Măcar nu l-a prins, a? Pe tine te-a prins? Da. M-am teleportat și eram blocat în el. Lol, unde-i Cosmin? Ia-ți vedem unde-i Gabi. Oh, Gabi are spot nou. Stai așa să-mi iau și eu locul. Spot nou aici, băi. Oh! Oh, what? Gabi, te... Mamă, să... Coaie, serios? Sărei într-o plantă, te teleportai, nu știu, făceai ceva, încercai. Tormentă de tine. Așa. Oh, oh, da. Unde se poate intra? Nice. Mai sunt trei tormente, azi unde e tormento. Bă, du-te, a murit și are tormento Cosmin. Mamă, unde e tormento? Mamă, unde-i tormento? Ia să vedem Cosmin, mamă! Aaa, dar știu spotul de la Cosmin. Easy. Știu, dar vreau să fac o schemă. Ce schemă? Ai făcut schema, bravo! A mers schema, a mers schema Cosmine, bravo, bravo! Mai fă de astea, Cosmine! Ne uităm pe Cosmine aici, băieți, din perspectiva... A pierdut pe ăla, care fugi? Maa... Ajut eu! Nu vine să cred, a scăpat, bro! Te-am ajutat! Ești nebun, a scăpat, fratelo! Cosmine? Cosmine? Te ajut eu! Tormentorit! Tormento, se vedea! Cosmin s-a zis tormento, mor! Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți mai multe clipuri de CSGO Hide and Seek, rupeți și vei acolo acel buton de like și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, bye bye.